Stadiul Triumf aici la EICMA 2023, unde am găsit o nouă versiune a modelului Tiger 900. Uite, gama s-a micșorat un pic, dar cred că e foarte important pentru că acum avem GT, GT Pro și acest model de lângă mine, un Rally Pro. Ce s-a schimbat? Ei bine, când vine vorba de look, partea din față este redesenată, panourile laterale, șaua este un pic diferită, este mai plată și îți oferă un pic mai mult suport, ajută și pe off-road. De ce îmi place cel mai mult acest model? Pentru că vine cu roate de 21 pe față și 18 pe spate, deci știe să meargă pe off-road. Frâne Brembo, suspensii, Showa, care se pot regla. În varianta aceasta este top spec. Uite, bordul este iarăși nou, vine de la Tiger 1200 și încă nu are CarPlay sau Android, dar cred că pentru anul viitor cei de la Triumph vor face și această îmbunătățire. Hai să vorbim acum despre aspectele importante, pentru că, uite, aici sunt cele mai multe schimbări. În partea de jos, propulsorul s-a schimbat, produce cu 13% mai multă putere și are multe piese schimbate. Cei de la Triumph se ocupă de treaba asta foarte atent. Când zic că vin cu 13% mai multă putere, ei bine, ce se întâmplă? Ei iau motorul și îl redesenează, scot mai multe performanțe din el. Cum au făcut aici? Ei bine, au trecut de la 93 de cai la 106 cai, iar un aspect foarte important pentru mine ca rider de off-road este că acum acest motor cu 3 cilindri în linie vine cu mai multă putere în partea de mai jos, adică de la 9500 de turații pe minut puterea maximă, acum o ai la 7000. Asta e o îmbunătățire și ajută foarte mult când vine vorba de uz zilnic sau de mers prin trafic. Hai să încălecăm, pentru că, sincer, chiar îmi place tema asta nouă, arată extraordinar de bine. Iar atunci când mergi pe off-road, Triumph-ul ăsta mi-a plăcut dintotdeauna. Ce simțeam că trebuie era ceva mai mult cuplu în partea de jos a placii de turații. Iar acum cei de la Triumph au răspuns. Abia aștept să o testez. Probabil o să o vedem în showroom-ul celor de la Triumph acolo în Pipera, pe șoseaua Pipera în București, începând cu ianuarie 2024. Ce să mai, eu abia aștept să mă dau cu ea, pentru că sunt curios cum e noul motor. Cam atât de aici. Ceau, ne vedem data viitoare.